Bună ziua! Acum aș vrea să vorbesc un pic despre Hercule, semizeul care a fost și sclav, a fost și mercenar. Hercule se naște în Grecia, în Olimp, în perioada milenului 7 înaintea erei noastre. Tatăl său era Zeus, iar mama lui se numea Alcmena. Zeus era căsătorit cu Hera și era foarte infidel în dragoste. Și Hera un pic era supărată pe el și ura pe oameni. Ura oamenii și se purta nemilos și crud cu ei. După cum spuneam, se naște în milenul 7 înaintea erei noastre. Mama lui, Alcmena, e o muritoare. Zeus, știm că este Zeus, șeful zeilor din Olimp. Acum, această femeie care s-a îndrăgostit de Zeus a făcut o mare greșeală, pentru că era ea foarte frumoasă, dar el o înșela și pe ea, nu numai pe Hera. Înșela pe toate femeile, îi plăceau toate fetele. Se naște cu o putere extraordinară, începând cu adolescența, s-a decis să ajute pe oameni care erau defavorizați de monștri, de giganți, dar mai ales de zei. Zeii erau foarte cruzi și nemiloși cu omenirea. Se povestește că într-o seară, Phidippus, un muritor, caută ajutor la Hercule și povestește că în satul său, Gargarencia, acest sat este terorizat de niște creaturi ciudate. Hercule se gândește un pic și decide că a venit timpul să ajute pe oameni. Știind că zei sunt, el s-a gândit că poate sunt monștri sau zei și că sunt nemiloși cu oameni. Așa că decide că este momentul să-i ajute. Merge în satul cu pricina împreună cu cel mai bun prieten al său, care este și nepotul său. Este băiatul surorii sale. Acolo Hercule dă o bătălie și descoperă că aceste figuri ciudate sunt femeile din sat, care s-au îndepărtat de companii și de soții lor și devin aliate ale zeiței Giunone, regina zeilor și nașa lui Hercule. Era nașa, vă dați seama, dacă el era jumătate zeu, a fost botezat de o zeiță. Mama lui, Alcmena, era o muritoare, dar fiul este jumătate zeu, jumătate muritor și este are o forță extraordinară. Educația lui Hercule este făcută de centaurul Chirone. În astrologie, Chiron este vindecătorul rănit, pentru că povestea lui Chiron este foarte interesantă. Am auzit mai de multe ori de el, dar l-am întâlnit în lecțiile mele de astrologie și în astrologie Chiron este un zeu
care ajută într-un fel. Și deci el face educația lui Hercule. Apoi mai sunt și alte personaje mitologice care îi fac de profesor. Chiron este cel mai celebru centaur din mitologia greacă. El întrupează valorile pozitive ale centaurilor iar poporul spune despre el că este maestru culturii. La școala sa, în una grotă, deci, a studiat Hercule într-o școală care era făcută în grota muntelui Pelio din Tesalia și formează mai mulți eroi din mitologia greacă, printre care unul e Ahile. Ahile este un candidat Nu, un condutier, un navigator, din Mirmidoni și în războiul cu Troia, luptă împotriva lui Peleo și a zeității marine Tedide. Apoi el continuă studiile cu vechiul Fenice. Cel mai frumos și mai valoros eroi homerici este Hercule, cu părul blond, cu ochii luminoși, cu barbă. În unele picturi este cu barbă, în altele fără barbă. De obicei, el apare pe vasele etrusche. Deci, după cum spuneam, mama lui este muritoare, fiul său este pe jumătate muritor. Hercule devine mercenar. Devine mercenar și trebuie să demonstreze că este un erou pentru a ajuta regele Traciei și de a proteja teritoriul țării sale. Deci, regele Traciei era într-o situație delicată și avea nevoie de ajutor. Acum știm că Tracia era pe undeva prin Grecia, un pic mai sus. În urma unor probleme cu Zeus și în cauza unei iubiri interzise, Zeus îl trimite în exil pe Hercule și apoi este vândut ca sclav. Ce soartă! Însă, pentru a deveni erou din nou și a ieși din sclavie, trebuie să-și pună la bătaie toată puterea sa într-o bătălie decisivă. Deci în bătălia asta pentru apărarea Traciei. În antica Grecia domină teroarea pentru frica de regele Amfitrion, care invadează regatul Argo. Sunt multe filme pe această temă, cu Lâna de Aur. Hercule, principele semizeu, nu are nicio cunoaștere de neamurile sale divine și nu știe nici care va fi destinul său. Deci, în momentul în care el ajunge sclav, el nu știe care va fi soarta lui, pentru că El merge să se confrunte cu aceste trupe. Însă nu știe care va fi soarta. Dușmanul lui Hercule e Cacus din Roma. Acum Hercule a stat la Roma cu o trupă de oameni care au jefuit anumite personaje, iar el când trecea prin Roma, Cacus, un hoț care trăia într-o grotă în muntele Aventino, îi fură câteva din bestiame, adică vaci, oi, boi, cai, capre. Când Hercule dormea și fuge,
Tatăl lui Hercule este Jupiter în mitologia romană. La greci este Zeus, la roman este Jupiter. Știm că în Roma era un templu dedicat lui Jupiter pe vremea romanilor, nu? Imperiului Roman, a Republicii Romane. Când încep să construiască Coloseumul, Amfiteatru Romano, toate chestiile astea, este și un altar, un templu dedicat în religia romană, dedicat zeului Jupiter. Din păcate pentru Hercule, mama lui Alcmena a fost căsătorită cu acest rege Amfitrion. Însă Hera îl urăște, după cum vă spuneam, pe Zeus, pentru că o înșeală cu toate femeile și nasc femei și atunci era o anumită problemă cu familiile, pentru că puteau regii să fie detronați foarte ușor dacă nu aveau urmași sau aveau urmași de la o singură femeie. După cum am văzut în cazul lui Alexandru Macedon, soția lui dormea în pat cu șerpi. Vă dați seama, erau niște personaje și era și ea geloasă că își luase altă femeie, pe nepoata sa, pe fica fratelui său. Cam aceeași situație este și aici. Pe undeva sunt cam în aceeași perioadă. Eu cred că, după cum am mai spus, că zeii Olimpului au existat cu adevărat. Și chiar s-au comportat ca, nu, ca niște oameni. Hera trimite doi granchi giganți, doi raci uriași din aia cu clești care atunci când îi fierbi se pot mânca și să-l ucidă pe Hercule. Dar el îi învinge sfărmându-le carapacea, coaja aia. Regina Hera, după moartea acestor două animale gigante, îi transformă în două constelații. Constelația Racului și constelația Hidra. Cultul de Hercule în Roma era preluat din mitologia greacă. Deci, Hercule a trăit în Grecia, dar era venerat și în Roma. În ziua de 12 august, se sărbătorea în anii ăia ziua lui Hercule, care lumea îl numea învingătorul, custode, în toate felurile, era foarte apreciat de oameni, care este asociat unei fântâni și unei oglinzi. Adică te poți oglindi în privirea lui Hercule și te poți baza pe ajutorul lui. Zeus avea 9 muze, fetele lui. Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Tersicore, Herate, Polimnia, Urania, Caliope. Caliope era cea mai ilustră din fetele lui. Atena, Ares. Apoi, astea combat, se bat, adică se luptă pentru anumite teritorii, pentru anumite. Hercule se luptă cu Poseidon și îl obligă să se predea. Apoi se luptă cu Ares. Ares este zeul berbec, care este lovit într-un picior și fuge în Olimp, în coapsă. Este lovit în coapsă atât de rău că aproape este ucis. Hera ura foarte mult pe Hercule, din cauza că soțul său o trădează cu, și cu zeități și cu muritoare.
și face și pe Zeus, pe Hercule, îl urăște și pe Hercule, din cauza că este un fiu ilegitim al lui Zeus. Hercule e o figură din mitologia romană. Cultul lui Hercule, introdus odată cu popoarele cucerite, începând cu Sanitii, apoi în cultul etruscilor este un cult, deci în tribul etruscilor. Dacă vorbim de etrusci, sunt un trib din Roma antică, în mileniu 7. Înainte să se nască regele Romulus și Remus. Ăștia doi au întemeiat Roma în 750. Romulus, pentru că Remus moare din cauza că fratele său, acum este și povestea cu lupoaica, aia care i-a crescut, aia care i-a lăptat și toate statuile alea foarte interesante pe care noi le vedem. Eu cred că este ceva, un pic de adevăr este. Acum lupoaica se numea, lupa se numea și unele prostituate. Pentru că în antichitatea veche, de care vorbim noi acum, anul 7, mileniu 7 înaintea noastră, lupanare se numeau casele de toleranță sau bordelurile. Și e posibil ca cei doi gemeni, Romulus și Remus, să fi fost și fructul unei legături interzise între o prostituată și cine știe ce persoană, ce rege sau. Și ca să scape de ei, să nu-i omoare, i-a lăsat acolo pe marginea unei ape într-un coș și au fost găsiți de o lupoaică pe care i-a crescut. Iar într-o zi, când ei erau de 6-7 ani, a trecut un grup de militari cu la vânătoare și i-au văzut pe cei doi copii și au luat cu ei. I-au învățat să vorbească, i-au învățat să tragă cu arcul, să vâneze. Și așa cei doi și-au găsit un adăpost. Din păcate, la vârsta de 20 și ceva de ani, intervine această gelozie pentru tron. Care va fi regele? Și Romulus decide că a venit timpul să devine el rege și pune să-l asasineze pe fratele său, Remus. Acum Romulus a fost un rege care a unit triburile sale cu triburile etrusce, cu triburile sanitii, cu triburile toate și a format Roma antică. Asta în 753, 52, 750. Deci cam în aceeași perioadă a trăit și Hercule. În paralel, el trăia în Grecia. Dacă Romulus și Remus erau la Roma și întemeiau cea mai mare capitală a unui imperiu universal, ăștia doi, Hercule era în Grecia. Hercule moare asasinat. Am văzut într-un film că Hercule ținea foarte mult la mama lui. Însă mama lui era o femeie mai naivă, așa, care se îndrăgostea. Și la un moment dat se îndrăgostește de un tip care ea se îndrăgostește, pentru că el avea un plan. Și tipul ăla avea un plan să era pus de acord cu Hera, regina lui Zeus, să-l asasineze pe Hercule. Se temea de să nu vrea și el la conducerea Olimpului. Și trimite pe ăla să se îndrăgostească de maică-sa. Maică-sa a picat pe sărăcuța, pentru că era o femeie de vreo 40 de ani.
N-a fost, a lăsat-o regele sau a murit. Nu știm care a fost. Mă rog, s-a despărțit de regele Traciei, Amfitrione. Și ăla, iubitul ei, nu mi-aduc aminte cum se nume, tot te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și Hercule i-a zis, ești sigură că te iubești? Ești sigură de ceea ce faci? Da, ea era foarte sigură. Și la un moment dat vine acel băiat, iubitul ei, care era mai mic decât ea, cu vreo 20 de ani, și îl asasinează, adică pune pe luptătoarele Herei cu arcuri să tragă și să-l omoare. Și l-au rănit foarte rău în zona ficatului. Și cum stătea el acolo în comă, cu săgeata, ei au luat pe mai războinicele Herei, au luat pe mama lor, au legat-o și au dus-o să o omoare. Așa bine că Hercule și-a revenit, s-a întors cu mama lui și au trăit încă multă vreme fericiți.